Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Este seara magiei, după cum v-ați obișnuit, suntem alături de maestru Andrei Trandaf. Bună Bună seara, seara! maestre, mulțumesc că sunteți cu noi în această seară și vreau să începem așa, să intrăm direct în subiect, pentru că vorbim despre radiestezie, pentru că vorbim despre unelte cu care lucrăm în radiestezie. Vreau să ne spuneți cum putem calibra un pendul ca astfel încât să ne bazăm pe răspunsurile lui. În primul rând, bună seara dumneavoastră și tuturor telespectatorilor. Mulțumesc de invitație din nou. Cum calibrăm un pendul? În primul și în primul rând, mânuirea unui pendul este mult mai simplă decât mânuirea unor vergeli de apă, acele vergeli care le vedem prin filme sau, știu și eu, o ansă, da? Cum se calibrează pendulul? Deci, eu am să-l țin de genul ăsta ca să fie la cameră, dar de obicei cotul trebuie să fie sprijinit de coaste. Da? Eu îl țin mai scurt ca să vadă la cameră, dar în mod normal, da, pendulul îl ținem din capătul lanțului și prima dată îi punem două întrebări. Arată-mi da și el o să rotească într-un anumit fel. După care oprim pendulul și îi spunem arată nu. Și el iarăși se va roti sau în sens opus sau va avea alte mișcări. Da? Fiindcă poate să aibă și mișcări de dute vino față spate. Și după care punem întrebări. Una dintre întrebările, știu și eu standard care sunt puse, sunt mai întâi niște întrebări la cărui răspuns este foarte evident, cum ar fi, cum ne cheamă, unde ne-am născut, și după aia putem să începem explorarea cu pendulul. Ce este mult mai facil la pendul este faptul că poate fi folosit de către absolut oricine. Dacă avem și inițierii sau dacă avem un curs, bineînțeles că puterile se vor amplifica într-un mod corespunzător. Da, deci, foarte mulți își pun întrebarea și pe bună dreptate dacă nu suntem noi cei care influențăm mișcarea pendulului. Da, e o problemă aici, fiindcă noi trebuie să intrăm într-o stare de alfa. Spre deosebire de asta, lucrul cu pendulul este mult mai precis, deoarece pendulul nu poate fi influențat atât de ușor. Adică aceste mișcări imperceptibile ale mușchilor mâinii, care dau acea mișcare de rotație a pendulului sau de balansare, sunt mai greu de păcălit ca la ansă. La ansă e foarte ușor să-i interfereze voința noastră. Eu fac măsurători cu mai multe instrumente și unele, într-adevăr, sunt mai simple și necesită mai puțin antrenament, alte, într-adevăr, au nevoie de un antrenament mai lung și mai laborios. Asta, de exemplu, este unul dintre ele. Dar referitor la pendul, pendulul este foarte ușor de folosit și foarte util în general. Deci, un curs de radiestezie, pe lângă o inițiere veche, ar fi un instrument absolut necesar în tolba oricărui om care trece, știu și eu, de 12 ani. Eu, la vârsta asta, am început să studiez radiestezia la 12 ani. Mai întâi ca autodidact, mult timp ca autodidact, după care am început să fac și cursuri și m-am instruit și mai mult, dar inițial am început autodidact nu cu un pendul așa profesionist cum am eu aici, ci cu o piuliță legată cu o sfoară și cu mult, mult entuziasm. Da, foarte mulți oameni vor să afle secrete folosind pendulul, vor răspunsuri la întrebări legate despre viitor, dar și despre trecut, vor să schimbe viața într-un fel.
folosindu-se de aceste instrumente de radiestezie. Fiindcă radiestezia este o știință destul de precisă, în funcție de antrenament devine din ce în ce mai precisă. Într-adevăr, există această tentație, dar cum fiecare practică are zona ei de întuneric, și așa și radiestezia. Și una dintre ele este tocmai această găsire a secretelor. Din păcate, putem să ne băgăm în zone pe care n-am vrea să le atingem și să obținem răspunsuri care nu sunt chiar ok. Așa că recomandarea mea să urmeze codul radiestezistului, între care una dintre prevederile codului radiestezistului este că nu măsurăm niciodată viitorul. Da, deci nu sondăm viitorul, fiindcă aceste răspunsuri pe care le obținem s-ar putea să fie neplăcute pentru noi și să nu mai putem să le schimbăm. Adică, dacă, de exemplu, facem o etalare de tarot sau dacă facem o etalare cu orice cărți divinatorii, nu știu, 40 de știu și eu, cărți de Dore în Virtù, cu îngeri și așa mai departe, deci dacă facem o astfel de etalare, vom obține un răspuns aproximativ, adică viitorul va arăta cam așa. Deci cam așa vei. Astfel încât putem să facem unele corecții și chiar dacă respectiva, nu știu, sentință de această etalare este nefavorabilă, putem să o schimbăm în ceva favorabil. În schimb, la radiestezie e mai complicat. Radiestezia cumva bate în cui viitorul. Și de-aia nu-i prea bine de folosit radiestezia în aflarea viitorului. Eu personal am, na, așa era, când ești mic, încerci orice fel de chestii și dacă nu spui cineva, eu personal am făcut determinări radiestezice care după aia s-au dovedit a fi foarte reale și viața mea a luat-o pe un anumit păgaș. Din fericire pentru mine, nu a fost un lucru, cum să zic eu, malefic, fiindcă, de fapt, ca să vă spun pe aia dreaptă, m-am măsurat cu pendulul într-o perioadă de incertitudine dacă am să rămân și, respectiv, să mă căsătoresc cu fata care eram atunci și care acum este soția mea de 20 și ceva de ani, de Mai zile. bine. Da, mulțumesc! Așa. Dar asta este un caz fericit, fiindcă am auzit povești înfiorătoare despre persoane care s-au întrebat, de exemplu, au întrebat pendulul mai mult în joacă și pendulul i-a dat un răspuns foarte precis. De exemplu, știu pe cineva care a întrebat când o să moară și a spus pendulul peste 3 ani. Persoana era tânără, deci o persoană de 30 de ani și din nefericire a murit într-un accident fix după perioada care au determinat-o cu pendulul. Au făcut în joacă, pe vremea aia nu eram, deci eram încă autodidact și eu aveam tot așa în jur de 30 și ceva de ani. Și i-am avertizat să nu se joace cu aceste forțe, fiindcă știți ce se întâmplă? Foarte mulți oameni își bat joc sau râd de aceste lucruri, că aș când ar fi demni de luat în râs, dar de fapt și de drept, din nefericire, persoanele respective o pățesc foarte, foarte aiurea. Chiar dacă nu direct, adică nu neapărat, nu știu, instant, gen instant karma, știți cum e cu călcatul pe greblă, cazi pe greblă, cazul sare coada în nas. Nu e chiar instant karma, dar vine prin altă parte și plătești foarte aiurea pentru, știu și eu, 5 minute de nesăbuință în care t-ai bătut joc de niște forțe și niște lucruri despre care cunoști foarte puțin lucru, foarte puțin lucruri și care sunt cu adevărat destul de răzbunătoare, chiar foarte răzbunătoare. De-aia nu-i bine să faci și mișto de așa ceva. Inclusiv din radiestezie. Cu toate că radiestezia este o știință. Acum, știu, există tot fel de teorii, că, domnule, dracul stă în spatele pendulului, alții, deci toate astea sunt prostii. De fapt și de drept, mecanismul este foarte simplu.
Noi avem un subconștient în care, practic, dacă sondăm, găsim toate informațiile lumii, da? Avem conexiuni cu Akasha prin acest subconștient, Akasha fiind Biblioteca Universală de Cunoștinții, sau câmpul noiestic universal, cum îi spun cercetătorii, și punem întrebarea, de obicei subconștientul ne răspunde instant, iar răspunsul respectiv se transformă în mișcări musculare imperceptibile, pe care le amplificăm cu aceste instrumente, cu pendulul, cu ansa, cu baghetele de pământ, cu crăcana de alun, da, sau cu alte instrumente care au fost elaborate în timp radiestezice. Practic, instrumentul radiestezic este o amplificare, știți cum e la accelerator sau la asta, la vitezometru, da? Acela ac și cadranul care îți arată câți kilometri la oră ai. Fix la fel este pendulul. Tot la fel, eu nu sunt de acord cu, știu și eu, tratarea acestor instrumente ca fiind mai mult decât ceea ce sunt. Unii oameni nu-ți dau voie să pui mâna pe ele, fiindcă îi imprim cu nu știu ce energie, nu e adevărat. Asta este o prostie. Instrumentele radiestezice sunt doar pentru a amplifica acel semnal pe care noi îl simțim. De altfel, există și o radiestezie mentală, în care, practic, imaginea obții pe un ecran mental, gen cum e Silva, cum accelerează Silva sau Theta Healing, sau prin mișcări, diferite mișcări ale corpului uman, într-o anumită postură și într-o anumită stare de relaxare. Deci, este un sistem de a obține informația din subconștient și, bineînțeles, de a o traduce cu instrumente. Există o mare diferență între radiestezie și tabla Ouija. Dacă m-ar întreba cineva, la tabla Ouija, practic se conectează cu un spirit exterior. Deci este cu totul altceva. Și tabla Ouija este o practică foarte periculoasă, pe care nu o recomand. Tot la fel cum nu recomand a se vorbi cu diferite entități sau diferite persoane trecute în planul celălalt cu instrumente radiestezice, fiindcă de cele mai multe ori convorbirea este interceptată de către anumite duhuri, anumite entități care se interpun și în scopul deturnării persoanei încep să furnizeze informații false sau alte lucruri care să-l ducă pe om într-o direcție greșită. Cum o folosim în favoarea noastră? Pentru că cum nu trebuie să o folosim, am înțeles. Bun. Păi am început mai întâi cu disclaimer-ul. E cel mai important, cel sunt la o știință Se cum poate e. schimba viața folosind-o, pentru că până la urmă asta dorim, să schimbăm în bine niște lucruri. Aici intervine practic cum punem întrebările, cum punem problema. Fiindcă aici este și diferența între divinație și ghiceală. Depinde cum punem problema. Dacă punem problema, nu știu, cu cine ne vom căsători sau ne vom cupla de seară, e una. Și dacă punem problema cum să-mi găsesc o persoană în viața mea care să fie benefică și optimă, este cu totul altceva. Vedeți nuanța. Tot la fel este vorba și în radiestezie. Dacă noi putem să aflăm foarte multe informații despre cum putem să acționăm în anumite situații și nu neapărat ce se va întâmpla în situația respectivă. De exemplu, am un elev de-al meu în radiestezie care, fiind om de afaceri, mi-a cerut să-l învăț, dar cu niște ani în urmă, și care a ajuns foarte iscusit în a determina în care afaceri să bage și în care afaceri să nu se bage. Practic, el întreabă așa, care este calea, da,
de a evolua această afacere. Va evolua bine sau va evolua mai puțin bine? Și atunci măsoară procentual. Da? În funcție de procentele binelui sau a nebinelui, el ia decizii dacă să intre sau să nu intre în acea afacere. Și vreau să vă spun că merge cu rezultate 100%. Tot la fel, avem o grămadă de situații în viață în care ne putem ghida cu radiestezia. De exemplu, dacă este benefic, nu știu, să facem o anumită acțiune, să cumpărăm o casă, o mașină, să vindem o casă sau o mașină, sau dacă sunt niște piedici în vinderea unei mașini sau unei case, vedem unde sunt acele piedici, să le înlăturăm și noi să putem să facem tranzacția prin binele tuturor. Da? Deci, radiestezia ne poate schimba radical viața, fiindcă este un fel de coaching cu sine însuși, un fel de coaching la purtător. Da? Un pendul nu ocupă mare loc, îl avem în buzunar, l-am scos frumos, putem și la baie, fără nicio problemă, trebuie să fie un biserică neapărat ca să ne cuplăm cu câmpul acașic. Da, la baie frumos l-am scos, am pus câteva întrebări, să semnez, să nu semnez contractul, dacă semnez ce se poate întâmpla și așa mai departe, cât este optim și benefic pentru mine să fac un lucru. Și am determinat și bineînțeles că putem să luăm niște decizii în conștiință de cauză și foarte, foarte avantajoase pentru noi. Da. Este, cum să spun, este foarte interesant. Am văzut oameni care sunt deja dependenți de pendul, de ansă, și am avut ocazia să văd în piață o doamnă care, înainte să cumpere marfa, o măsura cu ansa. Da, nu este o idee rău. În contextul a ce găsim acum pe piață. Deci nu e chiar o idee rea, să știți. Adică nu e chiar de râs. Nu este chiar de râs. Eu sunt într-adevăr, nu sunt adeptul unor asemenea exagerări, dar când eram și eu la început, când mă antrenam cu ansa, credeți-mă, conduceam Carrefour cu ansa până când m-au văzut și au vrut să mă dea afară. Eu măsuram salamurile cu ANSA, EBF-ul salamurilor și m-au văzut cei la Carrefour și mi-au spus că, domnule, știți că dacă vreți să... Au pronunțat un nume care cred că nu trebuia să spun despre... Da, nu-i problemă, nu-i problemă. Bun. Deci mă duceam în magazin, practic scoteam ANSA și începeam să măsor. Evident că la urmă rămâneam cu coșul gol, fiindcă multe dintre produsele respective nu aveau beneficitatea Bine, cerută. Acum... eu zic că așa cum putem astăzi să mergem cu acele device-uri și să măsurăm, să vedem câte pesticide au legumele, câte, până la urmă, nu te oprește nimeni. Poți să mergi și cu ANSA să măsori. Ideea este să nu produci stricăciuni, să nu atingi produsul. În rest, nu aveți Da. de curiozitate. Unii se uită sceptic, alții se uită mai urât, alții râd. Fiecare. Da, dar tot la fel nu sunt de acord cu ca această practică să ne acapareze practic în totalitate viața. Adică Să ne doi, creeze dependență. da, să stau să măsor dacă să mănânc sau să nu mănânc, să stau să măsor dacă ce să mănânc sau ce... Cu toate că cred că ne-ar îmbunătăți sănătatea foarte mult, dar părerea mea este că ne-ar ocupa atât de mult timp încât am uitat să mai trăim. Cred că sunt foarte puțini oamenii care nu suferă de problemele atât de răspândite în ziua de astăzi, cum ar fi probleme de somn, probleme de concentrare, probleme de sănătate. Comparați cum era viața voastră înainte și cum este după ce ați luat orsolul, eu am simțit schimbările încă din prima seară. Vă recomand să faceți același exercițiu și vă garantez că nu vă veți putea despărți de el. Eu sunt de adeptul unui trai mai frumos, așa, mai integrat. Nu tot timpul să ne speriem de orice. Cu toate că sunt lucruri de a speriațele, dar știți cum e? Sunt multe lucruri care de atrag atenția și ne fixează conștiința pe matrix. Și uitând noi să trăim, da?
preocupăm, cum a fost acum foarte mult, toată lumea a fost panicată de acea eclipsă. Acum eu nu neg, într-adevăr, sunt niște lucruri foarte bizare care s-au întâmplat în jurul eclipsei și nu se știe ce de-astea evoluții vor lua lucrurile și lumea, dar totodată cred că o atenție exagerată asupra lucrurilor astea ne face să uităm să mai fim oameni și să mai trăim. Adică atitudinea e undeva 50-50, după părerea mea. Adică să folosim, reîntorcându-mă la radiestezie, să folosim radiestezia pentru a ne ghida în anumite situații, dar atunci când, nu știu, să aleg dacă să beau un ceai sau să beau apă, sau să mănânc ou sau să mănânc salată, mi se pare exagerat. Da, cum v-a schimbat dumneavoastră viața? Sunt tare curioasă. Oh, aici e poveste savuroasă. De fapt, de ce m-am apucat eu de radiestezie la modul profesionist, adică m-am dus să învăț practic radiestezie. Am avut o bucată din viața mea, bine, eu am avut mai multe zone așa din viață în care cumva am intrat într-o stare de negare a științelor astea, fiindcă experimentezi, ajungi la un moment dat, deci dacă nu pui ingredientele care trebuie, uneori nu-ți iesă și am avut perioade în care m-am și lăsat, tocmai din cauza faptului că eu am o mare rezistență în mintea mea la chestiile magice. Gândiți-vă că sunt totuși inginer, nu am făcut filozofie. Și am avut multe perioade în care am negat, dar stai mă, că astea sunt prostii, nu? Lăsându-mă de ele, am pățit niște lucruri care m-au făcut să mă reapuc de ele. Și aveam, în 2008, aveam sala de karate undeva, pe un bulevardul Primăverii la noi în Iași. Sala era foarte aproape de stradă, era practic un aleut așa de 2-3 metri care ajungea la poartă și era. Și aveam mulți elevi care veneau la sală, elevi vechi, care nu veneau sala, deci efectiv treceau pe lângă, se plimbau pe. Și asta mi s-a părut foarte straniu, asta odată, a doua la mână mi s-a părut foarte straniu. Faptul că deși aveam reclamă foarte mare, lumea nu venea, nu, nici nu suna, și atunci m-am gândit că aveam nevoie de un instrument care să. Deci era, cum să vă zic, exact ca și când simți o prezență, dar nu poți să o vezi, era ceva foarte frustrant. Și atunci am căutat pe net cursuri de radiestezie și primul la care mi s-a părut foarte dezirabil, m-am dus la el. Am întâlnit o maestră din Iași, care era discepul al Dorina Dabija, Dumnezeu să o ierte, așa, care am continuat după aia, deci am început cu doamna din Iași, după care am continuat cu doamna Dorina. Și în paralel am mai făcut și alte genuri de radiestezii, cu regretatul profesor Busatiuc, tot așa am învățat radiestezii de aia, cu fântâni, cu chestii, cu socoteli. Deci cred că am scris un caiet de studențe, de formule și de. Dar am înțeles altfel lucrurile. Deci am înțeles lucrurile din punct de vedere științific, fiindcă domnul Statiu era inginer și era profesor la Universitatea Gheorghe Iasache. Și asta m-am luminat. Și mi-am dat seama de multe lucruri, plus că am început să folosesc mult mai mult radiestezia, până când iarăși m-a apucat o zonă de asta de anti și am lăsat lucrurile spirituale deoparte, iarăși, Doamne, Doamne, a venit și m-a tras de urechi și m-a pus pe calea cea bună. Acum nu mai am de gând să mai neg la modul ăsta, fiindcă am văzut că lucrurile funcționează. Și nu numai asta, deci este o zonă, un domeniu absolut fascinant al cunoașterii umane. N-aș da, nu știu, deci sunt atât de fascinante lucrurile astea încât mă întreb de ce oamenii s-ar preocupa doar să facă grătar, să bei beri
și nu ar putea să studieze aceste și să exploreze mai mult aceste domenii. Da, este foarte interesant ce ne spuneți. Învățați-ne cum să facem pentru a aduce cât mai aproape de noi aceste tehnici. Știu că veți ține un curs de radiestezie, dar ce aș dori de la dumneavoastră este să ne facem, să ne dorim să facem acest curs. Da. Păi, în primul și în primul rând, deci m-aș apuca eu de la anestezie. Aș putea să văd lumea altfel și aș putea să descoper lucrurile ascunse. Ca să vă dați seama, într-adevăr, e o alegere greu de făcut, dar, de exemplu, sunt foarte mulți prieteni cu ghilimele din jurul nostru, care nu ne sunt tocmai persoane benefice. Eu am întâlnit în terapiile mele persoane care spuneau: domnule, dar Cutărescu, și descoperea Cutărescu îi făcea rău. Dar pe de față era foarte zâmbitor, foarte amabil, foarte așa. Domnule, cum se poate că Cutărescu, eu nu l-am bănuit. Ei, dacă avem radiestezia, nu zic să devenim paranoici, dar putem să ne dăm seama dacă cineva este fals sau adevărat. Asta odată. Bine, nu vă recomand, mai ales la doamne, să măsoare dacă soții înșală. Așa. Și că nu vreau să fiu autorul moral a unei avalanșe de divorțuri. Poate reușesc să-și salveze căsnicia, dacă află din timp. Da, și asta e adevărat, dar vedeți că da, înțelepciunea nu crește pe gardă. Deci asta e unul la mână. Doi la mână. Putem găsi obiecte pierdute. Putem descoperi, de exemplu, zicem, dacă căutăm un job, da, putem să descoperim jobul cel mai eficient și mai eficient, cel mai benefic și mai optim pentru noi. Și multe, multe, multe aplicații de astea pe care le avem în viața de zi cu zi. Este foarte simplu să învățați așa ceva. Deci dacă veniți la un curs cu mine, eu de obicei dau la cursuri, vă dau instrumentul, da, un pendul pe care îl consacrăm împreună, facem o inițiere care diferă de alte inițieri gen Reiki sau eu și eu, hermetice, este vorba despre o inițiere care ne leagă câmpul, deci ne leagă un string către zona Akashei, astfel încât să putem să accesăm mult mai rapid câmpul de cunoștințe. Adică, ca să vă explic mai pe concret, să presupunem că avem cu Akasha o conexiune, un fir de cupru. Da? Ei, inițierea vine și ne înlocuiește firul de cupru cu un fir optic, da? De fibru optic, adică conexiunea crește din zeci de mii sau sute de mii de ori mai mult. Da? În acest curs o să învățăm să mânuim pendulul, o să învățăm prima dată cum să folosim planșele de radiestezie, o să învățăm cum să determinăm principalele repere în radiestezie, da? Parametri. Da? Vom învăța să măsurăm parametri radiestezici. Și asta în cursul 1. În cursul 2, modulul 2, o să învățăm lucruri mult mai fantastice. De exemplu, cum putem să facem cu pendulul curățirea unui loc de energii negative, curățirea noastră de energii negative, sau chiar cum putem să dezlegăm programele și algoritmii făcuți de alte persoane pe anumite locuri sau anumite persoane sau lucruri, da? Inclusiv pagini web sau pagini de Facebook, ceea ce este foarte bine, fiindcă multe persoane
sunt blocate în zona asta de către alte persoane, astfel încât clienții sau cei care îi caută, de obicei, nu mai ajung la ei. Și bineînțeles că se produc foarte mari daune în avutul unora. Da. Cum fac să atrag către mine ceea ce mă interesează? Sănătate, prosperitate, bine, oameni frumoși. Asta trebuie să vă spun despre al treilea modul de pendulism. Eu fac, deci predau și pendulism, predau și cursuri de la anestezii cu ANSA, diferite. Deci la ANSA nu avem partea asta de curățări, de ce ați spus dumneavoastră, cum fac să aduc în viața mea. Pentru acest nivel avem un pendul special pe care să pun anumite niște etichete cu afirmații, cu anumite afirmații, pe care printr-un anumit procedeu care se învață la modulul 3 de pendulism, se introduce în aura noastră. De exemplu, sunt diferite afirmații, cum ar fi: sunt prosper, fluxul prosperității curge prin viața mea, sunt tot eu, sau sunt sănătos, fericit și împlinit, da? Tot felul de afirmații de genul ăsta sunt codate într-un anumit fel și introduse printr-un pendul special care are anumite caracteristici care permit să punem niște etichete pe el, sunt introduse în aura noastră. Vreau să vă spun că este foarte eficient. Eu l-am testat de multe ori, am învățat relativ recent, deci de vreun an de zile am învățat această nouă manieră de a mânui pendulul, dar vreau să spun că rezultatele sunt absolut uimitoare. De exemplu, am făcut un experiment, cineva, o persoană, avea o problemă cu banii, dar la ce mod? Persoana respectivă respingea ideea de bani și ideea de a câștiga bani. El fiind o persoană foarte capabilă, deci, având foarte multe calificări, foarte multe cursuri, deci o persoană care pe orice pune mâna poate să facă aur. Și căzuse într-o pasă depresivă, cum cădem toți, și a ajuns să nege lucrul ăsta. Dom'le, că nu, eu mai n-am nicio treabă cu banii, n-am, și intrați cu subconștient. Am făcut o ședință, cred că 300 de ore, cu acest pendul special și vreau să vă spun că i s-a schimbat instant starea. Adică, dintr-o singură ședință, rezultatele au fost absolut uimitoare. Și, bineînțeles, persoana respectivă, după aia, imediat, deci de a doua zi, a început să-și folosească proprietățile pentru a fi prosper și abundent. Vreau să vă întreb dacă atunci când lucrezi cu aceste instrumente radiestezice, intri într-o stare modificată de conștiință? Da, intri într-o stare modificată de conștiință. Denumirea generală este starea de ignoză, dar în special pentru zonarea anestezică, se spune starea de ready, și în fapt este o stare în care creierul nostru emite unde alfa. Da? Dar, acum să vă spun un secret, chiar dacă această stare de alfa necesită un oarecare antrenament, în momentul în care lucrăm cu instrumentele radiestezice, în momentul calibrării, creierul nostru automat intră în starea de alfa. Dacă mai avem și inițiere, da, deci am făcut un curs și am fost inițiat, de obicei creierul nostru intră instantaneu în starea de alfa. Adică nu mai este nevoie, nu știu, să facem respirații, să încrucișăm ochii sau să facem tot felul de altfel de manevre de astea pentru a ne liniști creierul. Deci, însuși, faptul că pun mâna pe pendul, automat creierul meu, fiindcă accesează o ancoră,
va ști că va urma o măsurătoare radiestezică și practic va intra pe vibrația alfa. Da, este, cum să spun, fascinant să te gândești că avem puterea să schimbăm atât de multe lucruri, că avem puterea să modificăm ceea ce vine, ce se îndreaptă către viața noastră și chiar recomand, eu îmi doresc de mult să fac un astfel de curs, pentru că așa mai cochetez și eu cu pendul și cu nuanța, dar nu pot să spun că sunt vreo specialistă, însă îmi place să le folosesc. Vreau să ne mai spuneți câteva secrete. În afară de pendul și ansă, mai există și alte instrumente pe care le putem folosi? Radiestezic, da. Sunt ce se numesc vergeli din pământ, deci sunt niște vergeli în formă de el. Practic, niște sârmi făcute la 90 de grade, ținem capul mic în mână și ele sunt paralele și pe măsură ce ne apropiem de semnalul radiestezic care vrem să-l determinăm, spre exemplu, dacă vrem să găsim apă în pământ, A, da? cu pielușa aia de alun cu care se mergea și se căuta. Plecarea de alun e așa. Deci eu, iar duiaua de alun, deci nuiaua de alun este efectiv o nuia foarte subțire care are o greutate în capăt, nu este tensor. Și la un moment dat, deci el începe să vibreze, ori așa, ori așa, în funcție de cum îi dăm noi, cum îi dăm noi setarea. De exemplu, dacă ajungi în dreptul unui loc cu apă, nuiaua se facă așa. Sunt tot la fel tensoare de astea făcute din oțel, na, făcut profesionist, să zicem. Deci crăcarea de alun este ceva care are, practic, deci în formă de Y, așa, el se ține cu mâinile invers și cu bățul ăla în sus și în momentul în care ajungem în dreptul minereului sau apei, are o mișcare de du-te vino, da? Sus-jos. Tot la fel v-am spus că sunt și unelte mai complicate radiestezice. Avem tot felul de penduli speciale. De exemplu, este un instrument care ținem așa și cu o scală aici și care are o mișcare de du-te vino respectivă, o chestie așa pe scală. În fine, sunt multe, s-au inventat multe asemenea dispozitive. În altă ordine de idei, radiestezia este foarte strâns legată și cu radionica, adică știința radiațiilor undelor de formă. Fiindcă undele de formă, forme geometrice, practic generează anumite radiații care sunt în strânsă legătură cu radionica. Cu radiestezia, pardon. Da. Este, cum să spun, vreau să ne spuneți mai mult. Știu că cine dorește mai mult trebuie să vină la curs, dar vreau să Nils. mă faceți să vin la curs. Poftim? Vreau să mă faceți să vin la curs. Da, păi în cursul ăsta care o să-l țin acum la București, pe lângă ce am să predau, v-am spus, fiecare omuleț va primi un pendul, nu ca acesta, dar oricum un pendul tot asemănător, așa, un pendul special. Înțeleg că oamenii se vor putea măsura pe ei. Vor putea să știe care este starea lor actuală de sănătate energetică. Vor putea să știe cum să-și răspundă unor întrebări pe care și le pun, cum să-și deschidă, să-și deblocheze drumul. Da, cum să deblocheze drumurile, exact. Da, vor învăța lucrurile astea și mai ales
Într-adevăr, vor reuși să cunoască mai bine pe ei, fiindcă foarte important, apropo de ce a spus, radiestezia este un instrument de autocunoaștere. Putem să ne dăm seama în orice moment unde suntem, putem să ne dăm seama în orice moment dacă noi avem o cale bună sau avem o cale rea. Și apropo de asta, ca să fac o paranteză, fiindcă am fost întrebat de multe ori despre cum se poate determina dacă un maestru este ok sau nu, putem să determinăm prin radiestezie, punând întrebarea foarte simplu dacă maestrul respectiv rezonează sau nu cu noi, fiindcă sunt foarte mulți oameni care predau diferite științe. Și da, unul poate rezonează cu cineva, altul poate rezonează cu altcineva. Ca să găsim pe persoana optimă, fiindcă am întâlnit oameni care au căutat la un moment dat și n-au rezonat cu unul sau cu doi maestri și din cauza asta s-au lăsat de spiritualitate, ceea ce nu e de dorit. Deci, dacă omul vrea să meargă mai departe, poate să determine exact dacă persoana respectivă care, nu știu, și-o ales-o, rezonează sau nu cu el. Deci putem să ne dăm seama foarte ușor prin pendul. Tot la fel putem să ne dăm seama dacă suntem ok ca și curățenie energetică. Tot la fel putem să ne dăm seama dacă suntem ok din punct de vedere al energiei. Nu numai prin feeling-ul nostru. Deci putem să ne dăm seama și prin determinarea radiestezicii care poate noi ne credem într-un fel, dar în afară se vede cu totul altfel. Știți? Putem să ne dăm seama dacă suntem, dacă s-au făcut asupra noastră diferite, cum să spun, atacuri, dacă Da. cineva ne-a făcut Și vrăji sau chestii de genul ăsta. putem să determinăm cine ne-a făcut, de unde vine intensitatea atacului, ce ne-a făcut exact și, bineînțeles, putem să luăm măsuri să ne curățim. Cu pendulul putem foarte ușor să determinăm aceste lucruri și, bineînțeles, dacă vor face și modulul 2, în modulul 2 predau și cum să te cureți cu pendulul astfel încât să elimini energia aia malefică, Interesant. care să știți că ne afectează foarte mult în viață. Deci suntem, fiind într-un sistem social, na, avem tot felul de oameni care unii ne plac, unii nu ne plac și proiecția acelor energie asupra noastră poate să ne dăuneze foarte mult. Cu radiestezia, cu pendulul, ne putem curăți. Asta o să învețe lumea în modulul 2, după modulul 1. Da. Maestre, știu că aveți un arsenal de instrumente acolo. Și vreau să ne arătați puțin care sunt surprizele pe Da, care. am să vă arăt, fiindcă tot am vorbit la o emisiune anterioară, acesta, nu știu cât se vede la cameră, dar să încerc să-l poziționez astfel încât se vadă. Acesta este un staff de vrăjitor nordic, de Volva, da? Așa arată. Este un staff consacrat și binecuvântat. Da, de către niște vrăjitori nordici. Este un instrument antic foarte, foarte temut și periculos în același timp dacă este numit greșit, dar care poate să facă și multe, multe lucruri bune. De exemplu, este un amplificator excelent de energie pentru curățare, pentru protecție, pentru vindecare chiar. Eu am avut posibilitatea să-l testez și vreau să vă spun că rezultatele sunt absolut uimitoare. El era folosit pe vremuri, asta însemnând începând din negurii istoriei de acum 10.000 de ani până în zilele noastre, fiindcă acest vrăjitor Volva n-au pierit, sunt în continuare aceste tradiții păstrate în Norvegia, Suedia, în special mai nou și în Statele Unite și în Canada, fiindcă tot așa emigranți nordici. Și ele au fost destul de temuți
fiindcă magia Volva s-a folosit și în caz de război, bineînțeles, războaiele medievale și antice. Și v-am promis că vă arăt staff-ul. Atunci nu era la îndemână, așa că l-am. Iar acesta este un băț de foc, cum mi se spune, un wand, o baghetă de foc. Așa, face parte tot din tradiția nordică. Este dintr-un lemn special, cules dintr-un loc special, la o oră specială, într-o conjunctură astrologică specială și tot la fel inscripționată și consacrată într-o conjunctură specială. Deci, practic, ca să confecționez, ăsta e confecționat de mine, ăsta nu. Ăsta e cumpărat, este chiar original de la mama lui și făcut de către vrăjitorii nordici. Are ceva timp vechimii. Deci pe asta l-am achiziționat, practic, asta l-am făcut eu. Dar ca să-l fac, mi-a luat un an de zile. Deci acest băț. Mulți poate au zice că, băi, ce poate să fac cu el? E bine, se poate face foarte multe lucruri. Eu fac inclusiv curățirii de organe, deci curățirea organelor de energie negativă, chiar pot să fac tratament la diabet sau deci să refac chakra pancreasului mult mai eficient decât cu un cristal sau cu mâna goală. De asemenea, merge și ca activator pentru diferite terapii runice, da? Cu acele simboluri nordice care se pun pe corp pentru anumite afecțiuni, dacă sunt, sau pentru anumite, știu și eu, proprietate care sunt idei care să ne fie dată de către runele respective. Da, o lume plină de mister și fascinantă. Și, cum să spun, personal sunt captată de tot ceea ce faceți dumneavoastră. Cred că în viață trebuie să înveți din toate câte puțin, pentru că numai așa ne putem împuternici. Da, așa este. Și dacă tot m-ați provocat cu obiectele, eu o să vă arăt și una dintre cele mai rare cărți de magie este modernă. Deci cartea este apărută relativ recent, dar a apărut într-o ediție foarte limitată, deci doar de 200 de exemplare, să nu știu să o potrivesc să vadă. Da, este un grimoire. Este un grimoar, adică o carte de vrăji modernă. Deci, practic, este o carte de Chaos Magic. Și apropo de Chaos Magic, duminică la București, pe 21, voi ține un curs de Chaos Magic. O să fie surprins. Cei care vor să afle mai multe, să mă suni la numărul de telefon sau să-mi trimit un mesaj privat, da, să mă întrebe despre ce este vorba, fiindcă nu este rezervat oricui. Apropo, sunt aceste cursuri, nu numai mele, cred că și alte cursuri, cel puțin la mele sunt sigur, sunt protejate de către anumite entități, astfel încât să nu ajungă decât persoanele care e necesar să învețe. Există un, nu știu cum să vă spun, un fel de ecologie de asta astrală, în care practic doar acele persoane care cu adevărat trebuie să învețe respectivul lucru vin la un curs sau la un altul. Cel puțin la mine așa se întâmplă, mai ales la asta de Chaos Magic, este foarte important ca acest filtru să funcționeze și el funcționează și se observă din prima. Deci văd persoane care se înscriu
la un curs, zicem, și după aceea îți dau înapoi. Spun, domnule, că nu știu, mi-am modificat serviciul, mi-am făcut nu știu ce. Dar cel care cu adevărat trebuie să ajungă și ia liber și face curat în ziua respectivă și ajunge la cursul respectiv. Chiar uneori am fost în trecut, neînțelegând lucrurile, am fost și eu destul de șocat cu durerea. Ai spus că vii și acum te întorci, că nu știu, trebuie să ajungi la mall sau să faci cumpărături. Ei, după aia m-am prins care e faza. Persoana respectivă nu era propicie. Deci nu era bună să facă respectivul curs, fiindcă putea să folosească cunoașterea respectivă în modul total greșit. Și atunci, efectiv, nu ajungea. Deci, chiar dacă se scria la curs, chiar dacă era, bai, eu fac, eu dreg, nu știu ce, până la urmă nu mai ajungea la curs. Și mulțumesc entităților pentru faptul că au creat această protecție. Deci, repet, cursul de Chaos Magic la București de pe 21. Pentru, nu dau mai multe detalii, cei care doresc într-adevăr și cu adevărat să vină, mă vor contacta personal și vom discuta. În funcție de grația zeilor, vor ajunge sau nu la Așa. curs. Asta de la anestezie, pentru toată lumea, pot să vină orice om care să învețe așa ceva, chiar dacă are sau nu are inițiere în ceva, sau practică sau nu spiritualitatea, deci nu contează. Eu am întâlnit, apropo de anestezie, și cu asta să închei partea asta de speech, am întâlnit un amic de-a meu, în fine, el e căsătorit cu o prietenă din copilărie și care lucra ca inginer la gaze, de asta care schimbă țevile. Ei bine, avea truse de radiestezie la el. Și mi-a spus, băi, toți inginerii, eu zic că pe toți care suntem ingineri, pe toți îi bagă în curs de radiestezie, învățăm să terminăm cu pendulul, învățăm să folosim vergelele, învățăm să folosim ansa pentru a determina poziția țevilor. Și că nu există nicio hartă unde trece țeava de gaz, vă dați seama că nu se Și, ca să nu mai spun că radiestezia are foarte largi aplicații în zona militară. În Vietnam, de exemplu, erau angajați radiesteziști care să descopere minele plantate de vietnamezi, fiindcă alea erau făcute din bambus și nu reacționau la detectoare de metal. Atunci, da, trebuia să fie determinat, descoperit de către radiesteziști. Da, ce mi se pare foarte interesant este că putem determina vibrația casei în care locuim. Și astfel putem să modificăm vibrația acelei case ca să ne simțim bine. Doamna Olga, mă provocați să dau din casă, doamna Olga. Da, așa este. Noi putem să determinăm vibrația casei și putem modifica vibrația. De exemplu, da, utilizând pendulul, așa îi dăm mai întâi da și nu, în fine, nu mai stau să mai e. Și putem să luăm prin eliminare, da? Spune în felul următor. Vibrația casei mele este, dacă este înaltă, să se rotească spre. Deci dacă este optimă, nu înaltă, că înaltă poate fi la biserică. Dacă este optimă pentru trai să rotească spre stânga, dacă este, nu știu, dacă are vreo problemă, să rotească în partea opusă spre dreapta, da? Și dacă se rotește bine, dacă se rotește spre dreapta, dar acum la mine se rotește spre stânga, că am făcut și curățire și terapii, dar să presupunem că se rotește invers, putem să luăm măsuri, să punem, nu știu, un videoclip clopotii tibetane sau dacă avem noi clopotei sau să producem un zgomot, dar zgomot armonios. De exemplu, dacă avem, nu știu, o tobă, să batem clopoței, clopoței de vânt,
tobul de aia metalic, da? Ca să armonizăm, sau bolul tibetanei, să armonizăm vibrația din casă. După aia putem să dăm, de obicei se dă cu o combinație, mai întâi se folosește tămâia, după aceea salvia și după aceea la urmă parosant pentru a alunga vibrațiile și energia necorespunzătoare. Vedeți că oamenii nu iau în seamă anumite lucruri care sunt practic de bun simț, așa și ușoare și normale pentru fiecare să ne intre în obicei. În acest univers în care trăim, sau mai bine zis, acest univers în care trăim are memorie, fiecare cuvânt al nostru, fiecare ridicare de ton, fiecare lovire de ușă, să zic, fiecare lucru pe care îl facem în casă, fiecare gest pe care îl facem în casă, influențează vibrația casei noastre. Și certurile, tonul vocii, strigăte, așa cum am spus, trântirea ușii, toate astea se adună în timp. Că spui, domnule, eu n-am nimic cu nimeni, nu mi-a făcut nimeni nimic, e posibil să nu ți-a făcut nimeni nimic. Dar tu, în casa ta s-au acumulat foarte multe energii de acest gen de energii joase și la un moment dat trebuie să-ți faci o curățare. Pentru că nu Da. știu de ce lucrurile stagnează, nu mai merge nimic, parcă toate sunt cu susul în jos, tu n-ai făcut nimic în mod special ca să se întâmple așa. Starea ta este una nu foarte bună, nu mai ai chef de nimic. Păi avem, în primul și în primul rând, avem energiile pe care le cărăm cu noi de pe stradă sau de la locul de muncă, da, cu care venim acasă. Practic, dacă ne-am certat la locul de muncă, ne-am enervat, când venim acasă, avem destul de energie de astea pe noi, care le lăsăm în casă, fiindcă dormim, mâncăm, da? Ele sunt bine încetul cu încetul în pereți. Și de-aia este necesar ca odată, măcar la 6 luni, sau dacă nu odată pe an, dar eu aș recomanda odată la 6 luni pentru sănătatea mentală și spirituală a membrilor casei, să se facă o curățire de genul ăsta, o curățire energetică. Noi am mai vorbit într-o emisiune anterioară despre cum putem să ne curățim singuri, dar eu v-aș recomanda să chemați un specialist, pe cineva care se pricepe tocmai la curăța aceste energii, dar și de programele care s-au îmbibat în pereți. De exemplu, dacă noi am avut, nu știu, deci într-o cameră a fost un bătrân care a stat mai mult timp, na, cu boli, cu una, cu alta, cum e la bătrânețe. Și omul respectiv, gândind într-un anumit fel, s-a îmbibat energiile respective sau gândirea respectivă în pereți. Aici îți dau un exemplu, un fapt. În apartamentul vechi unde am stat înainte și unde maică-mea avea o cameră specială, am mers după mult timp de când ne-am mutat, fiind conjunctura apartamentului respectiv fiind închiriat unei persoane care mă cunoștea, am fost în vizită. Și în camera în care a stat maică-mea, așa, în camera respectivă se simțea o energie grea și era mai frig. Și atunci mi-a spus, băi, nu știu de ce, că e anormal, camera este cumva între alte camere, deci nu are pereți în exterior, ca să nu se încălzească, băi, că mai frig. Și stai așa când facă curățire, că aici e energia lui maică-mea. Și am făcut curățire. Și imediat după aia atmosfera s-a îmbunătățit. Deci, bine, maică-mea Dumnezeu să odihnească, suferit de multe boli, în special poliartrită reumatoidă, care n-a adichizat mult timp și dacă suferi, te doare, ai gânduri negative, ai tot felul de chestii care se îmbibă în pereți. La fel, nu știu, persoane care se ceartă, tot așa am avut un caz, cineva care și-a făcut o firmă,
Da, asta acum 10-15 ani. Și în vila respectivă pe care o cumpărase pentru firma lui, toți se certau. Nu stătea niciun angajat, tot timpul după câteva zile de pace și liniște izbucneau scandaluri. Și l-am întrebat, băi, ce a fost în casa ta? De unde ai cumpărat-o? Păi nu știu, că am cumpărat-o din la niște persoane care erau cam dește cu alcoolul, cu una, cu alta, se certau tot timpul și era scandal ei, aflat la vecini. Deci acolo au stat 10 ani de zile niște oameni care tot timpul s-au certat între ei, deci energia aia, furii s-a îmbibat în pereți și practic dacă nu veneam eu, deci dacă nu eram eu să-i fac curățirii, nu rezolva mari lucruri, fiindcă hai să vă spun un lucru. Mulți spun, domnule, că chem preotul și-l face să ștanie. Da, dar preotul curăță doar energia, informația rămâne. Fiindcă preotul nu are algoritmul și acum 2000 de ani când s-au conceput ritualurile bisericești, nu s-au gândit aia că, domnule, stai un pic, că e o componentă energetică și una informațională. Ei s-au gândit la energetică. Dăm cu aghiazmă, dăm cu tămâi, spunem niște rugăciuni și energia negativă e dizolvată. Da, avem și vorba, este vorba și despre ceva informațional care era trebuie șters doar de către un expert. Da, foarte, foarte interesant. Pentru cei care vor să se înscrie 0756689146, cursul va avea loc în București. Și vreau să vorbesc un pic și despre celelalte cursuri, să le arătăm, pentru că este o primăvară plină. Aveți multe activități, așa că să le aducem la cunoștință prietenilor noștri. Da, asta va fi pe 19 aprilie, da, magia pendulului se numește, fiindcă efectiv cu pendulul facem o formă de magie. Dacă observați, acest pendul care atârnă aici, aceste penduli vor fi date participanților. Este un pendul special care se poate face atât determinări sau măsurători, cât și partea de acțiune, dar pe care o să o învățăm în modulul 2, prin care curățim, implementăm programe, scoatem programe și așa mai departe. Deci asta pe 19 aprilie la București. Cred că mai am 4 locuri aici, deci care vor să se înscrie, să se grăbească, fiindcă nu am o capacitate mare a locului unde fac, nu fac în sala de ales. De ei, domnul, să fac și în sala de ales. Adică nu știu cum aș lucra la anestezie cu 100 de persoane odată. Pe 20 aprilie, deci duminică, voi fi la Arad. O să am un curs de Chaos Magic, deci tot la fel, nu dau mai multe detalii decât celor care mă întreabă, și am să fac tot un curs de contraatac psi pentru cei avansați la Arad, deci aici e mai greu de pătruns, dar nu e imposibil, puteți să mă contactați dacă doriți, și după care, pe 21, va fi la București un curs de Chaos Magic și câteva terapii. Asta săptămâna asta, săptămâna viitoare, pentru cei din Iași, vă anunț că voi fi la cursul, la festivalul ezoteric, la EzoFest, organizat la Casa de Cultură a Studenților. Voi avea stand acolo și voi face, apropo, pentru cei din Iași, voi face curățiri energetice gratuite și inițieri. Inițierii nu o să fie gratuite, fiindcă sunt inițieri, dar vă promit un preț foarte bun. M-am gândit să fac o reducere de 75% pentru elevi și studenți. Deci, dacă ești elev și student și vrei să te inițiezi în Reiki, săptămâna viitoare, respectiv vineri, sâmbătă și duminică, mă găsiți la Casa de Cultură a Studenților, la EzoFest. Căutați-mi standul, o să vedeți acolo banner mare cu mine și dacă mi-arătați carnetul de
student sau de elev, v-am spus, reducerea va fi de 75% unii inițieri Reiki. Bineînțeles, după aia eu ofer și continuarea, da, de seminarii și practică pentru a deveni un terapeut atât pentru tine, pentru destinul tău și corpul tău, cât și pentru alte persoane. După care urmează Paștele, de Paște n-am să am cursuri. Între Paști și acest festival o să fie un curs de radiestezie la Suceava. Sunt solicitat să fac un curs, o să fie mai privat un pic, dar cei din zonă vă puteți contacta. Urmând ca pe 18 mai să fiu din nou la București, pe 19 la Constanța, cursul de contraatac psi. Este un curs inedit. Până acum nu s-a mai ținut în România, adică sunt primul care țin așa ceva. Până acum s-au ținut cursuri de protecție, de cel de protecție, nu aș putea spune că sunt original, adică original este curs, dar am mai fost și persoane care au mai ținut cursuri de protecție, dar curs de urmare a protecției până acum nu prea a fost ținut, așa că cei care sunteți interesați să mă contactați pentru a vă scrie. Chiar puteți vă scrie din înainte, chiar dacă nu anunț în orașul vostru, nu știu dacă ești din Cluj-Napoca sau din Satu Mare sau din Sibiu sau din Pitești, da? Și dorești să participi la un astfel de curs, în funcție de câți oameni sunt, îi pot să vin. Organizați și acolo. Încă o Da. dată, 756-689-146 este numărul de telefon al maestrului. Mergeți, înscrieți-vă la curs, faceți-vă curățările personale, dar și ale casei dumneavoastră, pentru că se apropie sărbătorile și este bine să fim, cum să spun, curați, pregătiți să luăm lumină. Încă o dată vă mulțumesc tare mult și aștept cu drag să ne revedem săptămâna viitoare. Dumneavoastră vă mulțumesc și vă doresc ca de fiecare dată să aveți fericire în suflet și putere în trup, să treceți cu bine peste săptămâna ce vine, să ne revedem sănătoși, o seară frumoasă, mulțumesc mult, maestre! Mulțumesc și eu, o seară frumoasă, să la revedere! Atâta timp cât există cercetători care au obținut și premiul Nobel, vorbind despre acinitatea apei și despre cât de nocivă este o apă acidă, în momentul în care ai posibilitatea să folosești o apă cu o alcalinitate optimă pentru organismul uman, nu prea ai de ce să întorci spatele, pentru că întorci spatele propriei tale vieți și propriei tale sănătăți. În momentul în care faci ce trebuie pentru viața ta, și tu însuți îți poți bucura viața și poți trăi altfel. Acest aparat pe mine mă face să mă simt bine și cred că și el este pro viață.